Eu susțin în contextul în care se realiza atunci 200 de medici umani și asistenți de la Ministerul Sănătății să treacă la ANSA. În momentul de față, la ANSA nu este niciun medic din medicină umană. Și dacă crede cineva că face siguranță alimentară fără medic din medicină umană, se înșală amarnic. Nu putem cu biotehnologii, nu putem face ingineri. Inginerii sunt într-o parte, medicii sunt în altă parte. Epidemiologia. Dumneavoastră vedeți că noi nu avem niciun răspuns la cazurile de grave de crize alimentare din Moldova. Dați-mi în care sunteți lămuriți din ce cauza au apărut, fie la grădinița din nordul țării, fie de la Golden Nick, adică n-aud orice se întâmplă, ori de la șaormerie, nu avem, nu se spun bau ouăle, că au certificate, n-au certificate, iar o greșeală fantastică, o greșeală în care un ministru a greșit foarte tare, ar fi trebuit să demită cel care i-a dat informația asta. S-a dovedit că nu era adevărat și nu putea fi ou. El îmbolnăvea ou în fermă, decât ou la sursă. Totdeauna focul arde la sobă. Dacă credeți cineva că te arde în capătul sălii și pe mine nu mă arde un foc care există aici, nu e adevărat. Deci, logic, fiziologic ar trebui. Deci, ouăle respectiv trebuia să-mi dea, dacă ele erau cauza, trebuia să-mi dea întâi efecte în fermă. Să am îmbolnăviri la cei care culegeau ouă zi de zi. A ajuns în altă parte. Era clar că eram aici și am spus clar că nu sunt ouăle din experiența mea. Mai mult, salmonela e atât de periculoasă, foarte periculoasă, de atât de slabă la tratamente termice, încât o poți foarte ușor. Numai prin contaminarea încrucișată poate apărea. Dar,